Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live, săptămână importantă pentru în fotbalul românesc, o săptămână la finalul căreia se joacă meciuri în Liga 1, meciuri importante în lupta pentru titlu, informații importante, nu vom avea VAR la finala campionatului FCSB-CFR, pentru că nu poate fi implementat în timp util, trebuie niște aprobări de la FIFA, FIFA va trimite niște oameni să verifice stadioanele și sistemele VAR din Liga 1, și acest sistem va fi implementat de-abia din sezonul viitor. Deci, finala campionatului se va juca doar cu arbitrii, doar prin ochii arbitrilor va fi judecată, nu și prin ochii celor care stau în camera VAR pentru a repera eventuale faze litigioase. Discutăm și despre ce se mai întâmplă la cele două echipe care se bat pentru titlu, CFR și FCSB, în timp ce la FCSB Becali promite că îi va mări salariul lui Mamut pentru golul senzațional marcat în meciul de la Craiova. La CFR sunt probleme, Petrila este scos din lot, dacă vă întrebați de ce nu mai joacă Petrila pentru CFR în ultima vreme și joacă un puști, Birligea, care este adus din Serie C, din Italia, e bine, Petrila nu s-a trezit în dimineața de după nunta lui Costache, nu a venit la antrenament, un gest total neprofesionist din partea unui tânăr de mare perspectivă. Petrila scos de Dan Petrescu din echipa CFR-ului. Discutăm despre toate astea, discutăm însă și despre promovare, retrogradare, discutăm un pic și despre Cupa României, pentru că diseară este a doua semifinală, cea dintre Sepsi și CSU Craiova, CSU Craiova-Sepsi. Aseară Argeșul a fost eliminată din semifinale de Voluntari, o victorie a celor de la Voluntari în deplasare cu 1-0. Voluntari e prima finalistă, va juca împotriva uneia dintre CSU Craiova și Sepsi. Discutăm în această dimineață cu un om care e implicat în două părți. Practic, cu sufletul este în semifinala asta de Cupa României. Profesional este implicat în lupta pentru promovare, pentru că echipa la care este director sportiv, Concordia Chiajna, ar putea juca barajul sau nu, pentru că sunt discuții, fanii celor de la Steaua protestează, au protestat în fața Federației, ei vor să joace barajul, deși Steaua nu are drept de promovare, fanii vor să joace barajul și apoi probabil să pună o presiune pe Federație pentru a lăsa echipa să promoveze în cazul în care va câștiga acest baraj, care teoretic s-ar anunța fără miză. Discutăm în această dimineață cu Cristi Bălașa, fost fotbalist la FC Argeș, la Farul, în Liga 1, la Chindia, fotbalist cu 224 de meciuri în Liga 1, tatăl lui Mihai Bălașa, care joacă acum la Sepsi, împrumutat de la Craiova, și fost fotbalist la FCSB. Mergem la Chiajna și discutăm prin Skype cu Cristi Bălașa, pe care îl salut. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața și îți mulțumesc de invitație! Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cum e cu barajul? Cum se vede din punctul vostru de vedere? Sunteți pe locul 5. Teoretic, voi sunteți echipa care ar trebui să joace barajul dacă Steaua nu are drept de promovare. Sau cum vezi tu problema asta? Da, cum ai spus și tu, teoretic, locul 5 ar trebui să joace barajul de promovare în Liga 1. Noi acum mai avem un meci foarte greu acasă, duminică, cu U Cluj. Sperăm să învingem, pentru că numai victoria ne aduce locul de baraj. Da. Ce va urma și ce va dicta Federația, asta rămâne de văzut. Bun, dar cum aveți vreo comunicare din partea Federației în momentul ăsta? Adică voi ce știți în momentul ăsta? Dom'le, dacă noi terminăm pe 5, jucăm noi barajul sau nu? Exact. Noi asta știm. Știți asta? A fost o comunicare a Federației sau e doar așa, dom'le, ni s-a spus? Nu, e doar așa, ni s-a spus. Din ce știm de regulamentare, că locul 5 va participa la barajul de promovare în Liga 1. Dacă lucrurile se schimbă în acest final de sezon, și anume Federația spune, da, dom'le, să joace Steaua barajul și mai vedem noi ce decizie luăm, vă veți considera prejudiciați după ce ați fost tot timpul informați că puteți să mergeți și de pe locul 5 în baraj? Moral, da, dar având în vedere că sportiv Steaua a terminat înaintea noastră, n-ai de ce să te mai consideri nedreptățit. Okay. Noi pur și simplu beneficiem de faptul că Steaua nu are drept de promovare și faptul că am intrat în play-off, lucru care după aceea trebuie să jucăm barajul. Da. Undeva la ce condiții sunt aici la Chiajna și obiectivul care s-a propus înaintea campionatului, sperăm să promovăm. Bun, dar ți se pare normal să se ajungă în situația asta atât de confuză? Adică voi să nu știți. Mă gândesc că probabil și există niște planuri de pregătire pentru intersezon. Există o strategie pentru promovare, o strategie pentru rămânerea în Liga 2, adică sunt lucruri care trebuie făcute din timp, cum ar fi din finalul sezonului ăstuia.
și care nu pot fi făcute în momentul ăsta? Păi nu pot fi făcute pentru că nu neapărat de ce se va decide în aceste zile. Ideea este că noi oricum trebuie să învingem duminică. Da, degeaba ne facem planuri dacă duminică, Doamne ferește, pierdem. Ok. Deci după meciul de duminică începem să ne facem și noi planurile, pentru că la baraj, sincer să spun, șansele sunt egale, pentru că depinzi de două meciuri în care echipa care se conectează și concentrează cel mai bine pe aceste două meciuri va avea câștig de cauză. Practic, jucați împotriva unei echipe care a suferit un șoc în ultima etapă, a pierdut acasă, practic pierzând cumva locul de promovare directă, Ucluj, învinsă de Hermannstadt. Teoretic, miza voastră este să nu pierdeți locul 5. Exact. Care poate fi pierdut sau nu poate fi pierdut? Din punctul meu de vedere... Slobozia Petrolul pare așa un meci de vacanță în momentul ăsta, cu Petrolul promovată. Da, dar nu depindem de Petrolul. Noi depindem pur și simplu de noi, pentru că din păcate am făcut prea puține puncte în play-off-ul acesta. Din 27 de puncte noi am făcut doar 4, ceea ce mi se pare foarte puțin. Dar sper ca jucătorii să fie conștienți că meciul acesta ne poate schimba viitorul la tot ce înseamnă clubul Concordia Chiajna. Atât lor ca jucători, cât și nouă ca și club. De ce evoluția asta proastă în play-off? Doar, practic e cea mai slabă echipă din play-off Concordia, are punctele astea făcute 5. Ce pot să spun e că este o chestie în care nu prea o înțeleg. Am stat de vorbă și cu jucători, am stat de vorbă și cu antrenorul. Ei trebuie să fie conștienți că să-și propună un obiectiv mult mai măreț. Nu acesta, dar asta tot timpul la Liga a doua, pentru că noi ca și club am asigurat toate condițiile necesare pentru promovare. Ia asta trebuie să înțeleagă, pentru că au și clauze în contract. Dacă e să promovăm, li se prelungește automat contractul, un an. Deci ar trebui să-și dea toată silința să promoveze. Am încredere, eu sincer spun că am încredere. Că aceste trei meciuri, să spun așa, va spăla toată rușinea play-off-ului. Mai facem o speculație în momentul ăsta și vreau să te întreb ce ai prefera în baraj, Chindia sau Dinamo? Meciurile nu Chindia. Sunt puse la aceeași oră în momentul ăsta. Nu, te spun sincer, Chindia aș prefera. Fosta ta echipă? Da. Adică ai vrea să-i faci rău fostei tale echipe? Nu rău, fiecare știe cum e, acum își apără interesul lui. Eu acolo am crescut, la 8 ani am jucat, la prima mea legitimare a fost la 8 ani la CS Târgoviște era atunci. Da. Deci sentimentele sunt puternice față de echipa aia, dar deocamdată sunt aici, îmi fac treaba aici profesional și îmi doresc foarte mult să promovez aici, pentru că acum 3 ani când am venit ăsta a fost obiectivul. Promovarea în Liga 1. De ce ți-e teamă de Dinamo? Mai degrabă decât de Chindia. Dinamo, indiferent de situație, este un brand. Așa. Și când spun brand, mă refer la toate lucrurile legate și fotbalistic și tot ce înconjoară. Deci, practic, ți-e mai degrabă teamă de Dinamo din afara terenului decât de Dinamo din teren, să înțeleg. Nu, sincer, Dinamo are echipă care poate să bată orice echipă de Liga 2. Ok, am crezut că zici de Liga 1, că te contraziceam. Nu, pentru că Dinamo este la baraj. Da. Deocamdată. Știu, nu, dar am crezut că o să zici, domnule, Dinamo are o echipă care e capabilă să bate orice echipă de Liga 1 și vreau să zic... Nu. Da. Deci diferența, strict, vorbind sincer, acolo și n-are rost să bate în câmpii. Dinamo, ca și lot, este peste tot ce înseamnă Liga 2. Ok. Vreau să te întreb sufletește cu cine ții diseară, glumesc. CSU Craiova, Șepșii. Nu, păi cu Craiova nu mă leagă nimic de Craiova. Faptul că a fost Mihai acolo 2 ani jumate... E cu totul altceva, eu țin cu el, indiferent unde a fost, țin cu el pentru că este băiatul meu, este un băiat prea cu minte și cu mult bun simț și îi țin pe mine indiferent în ce situație se va afla. Spuneai la un moment dat, domnule, aș vrea să mă depășească, dar acum mulți ani, când era el la început de carieră, aș vrea să mă depășească în tot ce face. Cum vezi în momentul ăsta, dacă ar fi să faci o comparație, cariera ta de fotbalist, cariera lui de fotbalist? El m-a bătut de acum vreo 5-6 ani din momentul când s-a transferat la AS Roma. Așa.
ca și număr de meciuri în Liga 1, cred că nu vom mai depăși, pentru că eu sunt sigur că el va face meciuri bune și se va transfera din nou în străinătate. Aha, ok. Dar la echipa națională m-a bătut, pentru că eu n-am, din păcate pentru mine, n-am reușit să ajung la echipa națională. Am fost doar la echipa națională B, cum era atunci, pe vremea mea, jucător doar din campionatul intern. Și cam atât. Deci cum e momentul ăsta? E cam 2-1 pentru el, nu? Sau cum e în momentul ăsta? Nu, 1-0, pentru că iau general. 1-0, 1-0 pentru el. Ok, dar vreau să te întreb o chestie. Ca tată de fotbalist, care înțelege foarte bine tot fenomenul, pentru că ai fost fotbalist, antrenor, acum director sportiv, de ce n-a reușit Mihai în străinătate? Și de ce, după aia o să merg un pic mai departe și te întreb de ce nu reușești jucătorii români în străinătate? Da, strict legat de Mihai, am făcut, cred că eu am făcut o greșeală, că nu m-am rupt de România și să merg cu el în Italia. Ce ar fi schimbat dacă mergeai tu, tatăl lui, cu el în Italia? Probabil că eram mult mai aproape de el. În momentele grele, știi cum e, una e când vorbești față în față, alta e când vorbești prin telefon, o dată la două zile, sau chiar dacă copilul simțea o greutate, era teamă să mă sune, să mă întrebe cum fac, ce fac. Și cred că trebuia mai mult susținut din partea celor de la Viitorul atunci, în momentul ăla. Așa, de ce? De ce spui asta? Pentru că el a avut o ascensiune bună la un moment dat. Atunci când a plecat la Seroma, a avut o ofertă chiar de la FCSB. Okay. Era Gâlcă, Costel Gâlcă, antrenor. Și eu împreună cu domnul Hagi am hotărât să plece la Seroma. Iar după aceea, având în vedere că el pleca de la un club care tocmai asta își propunea să dea către afară, să zic așa, jucători, trebuia susținut. Bun. A ajuns acolo, tu spui că a trebuia să mergi cu el, să te rupi tu și să mergi cu el, să-l ajuți. Da, în momentul ăla eu eram antrenor secund la Viitorul. Da. Și am avut o discuție cu domnul Hagi și mi-a spus, bă, nu, eu am încredere că o să reușească, stai aici lângă mine că va reuși. Și n-am plecat, din păcate. Din ce ai sesizat, care au fost cele mai grele momente ale lui acolo? Adică adaptarea lui, de ce s-a lovit cel mai tare? Integrarea lui, de ce s-a lovit mai tare? E important asta pentru tinerii care merg în străinătate în continuare? Deci, în momentul când a plecat, mie mi s-a spus că el a fost transferat pentru echipa mare. Pentru AS Roma Mare, da, ok. Exact. Când a ajuns acolo, nu, a zis că a fost transferat pentru Primavera, trebuie să facă o perioadă de acomodare. Și după aceea, dacă va reuși să facă pasul către echipa mare. Cine spusese că merge la echipa mare? Impresarul Pietro Chiodi, cumva? Da, da. Ok. Și s-a dovedit, de fapt, că promisiunea nu era reală. Exact. Și după aceea a fost dat împrumut la Crotone. Acolo a făcut un sezon foarte bun, unde au și promovat. Ok. Și după aceea s-a rupt totul. Nu știu de ce, dar s-a rupt. Pentru că mă așteptam să facă saltul mult mai... Să facă un salt, ca să spun așa, să joace în Serie A lejer, la primele echipe, să spun așa, locul 5, 7, 10, putea să joace lejer atunci. Fii atent, te întreb acum în calitate de fost fotbalist, care era chiar înjurat de tatălui în tribună, o să vreau să te întreb, tu ai povestit, n-am de unde să știu povestea asta, și te întreb, dacă ar fi să fii super obiectiv și să ignori faptul că Mihai este băiatul tău, crezi că și el a greșit cu ceva în... Ce a făcut în perioada cât a fost în Italia? Sincer îți spun, nu. Nu? Nu. El a avut prea mult bun simț. Așa? El n-a știut să spună durerile lui și cui trebuie. Ok. Să zic așa. Adică el probabil că la un moment dat a văzut că este nemulțumit cu faptul că atunci când promovesc cu Crotone, eram primii trei fundași dreapta din Serie B. Așa. Să nu faci pasul către o echipă de Serie A, aici el n-a știut să refuleze, să zic așa. Ok. El a ținut în el, a zis că va fi bine, va fi bine, pentru că, ți-am spus, are prea mult bun simț și n-a știut să facă și el, să spună așa, pe nebunul la un moment dat, să spună. Păi ce se întâmplă? De ce nu sunt? Rolul impresarului în povestea asta cât de mare crezi că a fost? Adică dincolo de promisiunea, domnule, o să meargă la echipa mare, la AS Roma, în momentul în care el era și juca la Crotone și juca bine,
Consider că n-a fost ajutat de impresar în momentul respectiv? Da, da, eu la asta m-am referit, când am spus că trebuie ajutat. Ok, deci impresarul nu a făcut practic mari eforturi pentru a încerca să-i deschidă niște uși în Italia. Exact, nu, cu toate că ți-am spus, impresarul era italian, era acolo, poate știe lucruri pe care eu nu le-am aflat. Ok, dar bun. Eu așa consider la moment, sau consideram la momentul acela că trebuia ajutat. El a rupt legătura cu Chiodi la un moment dat sau a rămas cu el? Da, da, da. Da. Deci a rupt-o. Da. Bun, dar practic s-a întors în România la FCSB, da, unde putea să își relanseze total cariera, dar nici aici nu a avut, nu știu, din exterior, n-a avut posibilitatea să arate ce poate. Ba chiar a fost un moment la meciul cu Astra și aici vreau să te întreb, poate că o să-ți fie greu să vorbim despre episodul ăsta, însă ce simte un tată care stă în fața televizorului să-și vadă fiul, îl vede intrând pe teren și scos înainte de pauză? Costin, nu vreau să mă leg de subiectele, să doar spun atât că m-a durut părintește. Te-a durut. Părintește m-a durut. M-a durut. Faptul că l-a scos, asta a fost decizia antrenorului, strategia clubului. Păi n-a fost decizia antrenorului, tocmai asta e problema, că n-a fost decizia antrenorului. A fost decizia lui Becali, care a și recunoscut. După meci a spus clar, l-am umilit. Da, domnule, l-am umilit. Bine, el o spune ironic. Da, domnule, l-am umilit. Îi dau 15.000 de euro, l-am umilit. De asta spun că părintește m-a durut. Restul, de asta spun, era patronul, da, strategia lui, clubul lui. Nu vin eu din afară acolo să spun de ce l-a umilit sau că okay, ce a dus la chestia asta. Ideea e că el astăzi are un meci important, da, trebuie să arate că el are valoare, okay, să califice în finală, da, va fi a doua finală consecutivă pe care el o joacă și eu spun că am mare încredere că el va reuși. Uite, mă uit la imaginile din momentul respectiv, vreau să te întreb, doar atât te mai întreb și nu mai insist pe subiectul ăsta, în momentul în care a ieșit, el era în ziua în care soția lui născuse, atunci erai bunic în seara aia. Da. Deci, practic, da, pentru familie era un moment senzațional, o zi superbă, încheiată cu momentul ăsta. Ce ai făcut în momentul în care el a ieșit, când s-a terminat meciul? Vreau să te întreb atât. Am plecat din fața televizorului. Și la final, că bănuiesc că ai așteptat să se termine totuși meciul pentru că nu putea să vorbească cu tine, l-ai sunat tu, te-a sunat el. Sunt curios ce i-ai spus. Nu, i-am spus să fie puternic. I-am spus pentru că nici nu credem că aveam lacrimi în ochi, aveam un glas în care... Ți-am spus, vorbeam părintește. Da. M-a durut pentru că și după meci domnul Becali a făcut niște afirmații că l-am umilit, că exact, nu știu ce. Exact. Nu, toți suntem părinți, toți ținem la copii, îi iubim și trebuie să noi să le ridicăm ca părinții moralul. Și asta am și făcut. Am sunat, i-am spus să fie puternic pentru că în momentul când ești puternic și știi să te ridici, o să ai tot viitor în față și la un moment dat o să reușești. Vreau să te întreb dacă ai simțit că acest episod l-a destabilizat un pic în perioada imediat următoare meciului. Nu, pentru că el este un tip puternic. Chiar okay, eu de multe ori, ca jucător, când aveam momente din astea, eu aveam 2-3 zile în care nu dormeam, mă frământam, de ce am greșit, de ce m-a schimbat. El nu, este un tip puternic și asta îmi place la el. O să o reușească, o să vezi, pentru că el este puternic. Bun, hai să te întreb, vreau să te întreb o chestie, că am vorbit un pic, am adus aminte și jur, deci dimineața râdeam când am citit declarațiile tale, au fost foarte simpatice. Dom'le, eram în tribune la început, la Chindia și tata am înjurat din tribună, iar ceilalți spectatori ziceau, dom'le, noi ce să mai zicem, dacă tu îl înjuri, ce să-i mai spunem și noi? Cum? Nu, hai să spun cum era. Așa. Deci când am promovat în prima ligă cu Târgoviște, erau meciurile după amiaza, sâmbătă după amiaza. Aveam o comunitate din comuna, deci o comunitate de oameni de la Glodeni, comuna Glodeni, de unde sunt eu, da, în care ei veneau cu o oră înainte, o oră și jumătate înaintea meciului. Da. Aveau locurile lor în tribuna a doua, lângă galeria noastră și acolo pe un ziar în tribună desfăceau o brânză, o ceapă, o șuncă, un cârnat. Normal. Și mai veneau și cei din galerie. Da. Chiar și o țuică, îți spun sincer. Așa, ok. Și ei acolo erau înfrățiți, vorbeau, da, între ei, da, meci, cum va fi meciul, cum nu știu. Și tata avea o vorbă, mă înjura. Adică, da, dar te înjura rău, adică rău, te înjura de mamă sau cum te înjura? Nu vreau să spui, sunt curios cum,
Cât de pătimaș era în jurături? Nu era o jurătură, nu era o jurătură urâtă. Da. Era o chestie, avea el o jurătură a lui în care și dacă făceam bine și dacă făceam rău, tot mi-o spunea. Așa. Okay. Și cei din jurul lui care erau în galerie, la un moment dat a zis, Brenea Bălașa, dar de ce le înjuri, bre? Lasă că știu eu de ce. Păi bine, bre, dacă mă tal înjuri, nu înjurăm și noi. Dar nu-i lăsa, cred că, să te înjure. Pe ei nu-i lăsa. Ba da. Ei lăsa. Nu se băga. Era un tip care, el trăia meciul felului ca și mine acum, când mă uit la Mihai, la fel. Eu nu văd cu soția și cu celălalt băiat meciul. Vedem separat. Da? De ce? Nu am treile mele, nu știu, că dacă mă duc în tribună la meci, sunt cu minte, liniștit, așa în fața televizorului sunt mai, nu știu, am emoții mai mari. Dar îl boscorodești pe Mihai așa cum te boscorodea tatăl tău din tribună? Sincer, da. Aia e serios, da? Vezi cum se transmite chestia asta. Păi nu, pentru că îi vreau binele, pur și simplu e de la că îi vreau binele copilului. Asta tot, nu că... Ai spus că... Da, scuze. Un post diferit față de mine, un post cu mai mare responsabilitate, era acolo când greșești, se vede, știi? Nu era ca mijlocaș când jucam eu. Cristi, ai spus, am avut o copilărie grea, o copilărie încercată. Poți să-mi povestești un pic cum ți-a fost începutul, cum ți-a fost copilăria și de ce spui că a fost o copilărie grea? Costin, gândește că de la 7 ani făceam naveta zi de zi 22 de kilometri de la Glodeni, de unde stăteam eu, la Târgoviște. Așa, la 7 ani. Acum, maica mea, Dumnezeu să ierte, aveau servici, nu puteau să stea după mine. Da. Și mă trezeam dimineața, intram la școală la ora 8. Da. Ieșeam la 12, la 1 aveam autobuz către Târgoviște. Okay. Nici ajungeam acasă, de multe ori nici nu mâncam. Ok. Bani nu prea aveam la mine, crede-mă că era o cofetărie. Da. Și când treceam prin fața... cofetăriei, mă săturam numai din vitrină, că nu aveam bani să intru să-mi cumpăr. Da. Norocul meu era dacă șoferul după autobuz mă cunoștea și nu-mi lua bani. Aha. Și dacă, și nu, dacă ți s-a întâmplat să nu ai și să nu închidă cineva ochii, adică să nu zică cineva, hai domnule cu puștule, hai treci. Sau... Adică da. Erau șoferi din Târgoviște care făceau, știi, și ei nu mă cunoșteau. Da. Și? Aveam câțiva șoferi din Glodeni. Ei nu-mi luau bani pe bilet. Ok, și dacă n-aveai bani și nici șoferul nu te lua, ce Dumnezeu făceai? Păi nu, bani de bilet de tot timpul aveam. A, aveai bani de bilet. A, voiai tu să mai economisești, să-ți mai iei și tu ceva. Sau? Păi nu, vreau și eu că aveam colegi care aveau o situație financiară mai bună și după antrenamente se mă duceau la o cofetărie, la o patiserie. Ok. Eu ce să mă duc? Găseam tot timpul motive că trebuie să ajung acasă, că pierd autobuzul. Da. Deci, practic, tu făceai școala dimineața la Glodeni și veneai la Târgoviște la fotbal de la 7 ani. Exact. Zi de zi, iarnă, vară... N-am lipsit la două antrenamente. Am avut situații când erau în februarie, ca să spun așa, erau turnee de sală, se făceau atunci. Așa. Și crede-mă că am plecat de la Glodeni până la Târgoviște cu Sania trasă de cai. La gara. Serios? Serios, da. Serios, am plecat cu taică-miu și cu un vecin care avea sanie cu cai și cum se spunea noi, peste deal. M-am dus peste deal la Târgoviște la gară. Și am luat trenul, cu toate că am târziat o zi și am plecat la Alexandria, într-un turneu de sală. Wow. Bun, dar mă uitam peste... Fii atent, povestește-mi un eveniment din copilăria ta care arată pasiunea pe care ai avut-o pentru sportul ăsta. Ceva, nu știu, o amintire, ceva din copilăria ta. Păi nu am ce să spun. Pot să spun așa că n-am lipsit, deci în decurs de 7 ani, 8 ani, n-am lipsit la un antrenament. Indiferent că a fost zăpada mare, că ploua, ningea, eu mă duceam. Țin minte, iernile erau mult mai grele atunci și eu, ca să merg la Glodeni, era din șoseaua principală Târgoviște-Pucioasa, undeva se face 4 km la dreapta spre Glodeni. Când ningea foarte tare, autobuzele nu intrau acolo, pentru că e o zonă de deal. Așa. Și nu puteau să intre din cauza zăpezii. Eu trebuia să merg pe jos 4 km până acasă. Și o făceam. De ce ai debutat atât de târziu? Mă uitam, la 23 de ani, sau cel puțin CV-ul tău începe peste tot la 23 de ani. De ce? Așa a fost situația, pentru că, uite, să spun, eu am debutat, de fapt, la seniori la vârsta de 14 ani. Ah, wow, deci 9 ani lipsesc din CV-ul tău. În Liga a doua? În Liga a doua, da. Unde? În Liga a doua se juca și atunci cu juniori.
Așa. În 86, dacă nu mă înșel. Așa. Și antrenorul la echipa mare, ca să zic așa, CSE Târgoviște, era regretatul Nicolae Tătaru. Așa. Ok. Care el mi-a fost și primul antrenor la copii. Bun. Și m-a luat să mă bage ca junior în teren atunci. Da. Și după 30 de minute m-a scos afară și m-a luat de gât, mi-a spus, zice, Cristi, nu e nimic, nu fi supărat că nu poți să faci față deocamdată, că nu te ajută fizicul. Okay. Așa mi-a spus. Dar cum te-ai simțit? La 14 ani, printre bărbați, la Liga a doua atunci se juca meșterește, așa, se juca... Nu există gradă comparație. Povestește-mi cum te-ai simțit. Ce mai ții minte din alea 30 de minute? Ce îți mai aduce aminte din alea 30 de minute? Tu, un copil firav, probabil? Bă, țin minte că am atins mingea de vreo 3 ori. Atât. Dintre care duel a fost duel 1-1 de 2 ori. M-a dat la o parte adversarul, să zic așa, și da. Ți-am spus. Pe bună dreptate, atunci m-a scos afară. Și după aia când ai mai jucat? La ce distanță ai mai jucat la senior după meciul ăsta? Am jucat la 17 ani. A, deci după 3 ani. 3 ani n-ai mai jucat la seniori. Nu, o perioadă din ăștia 3 ani erau centrele olimpice atunci. Așa. Erau pe regiuni, dacă nu mă înșel, erau 5 centre olimpice în toată țara. Și atunci am mers la Pitești, la Centrul Olimpic Pitești, unde am avut colegi între alții pe Costel Gâlcă, chiar cu care steam în cameră. Eram la internat, stăteam și am stat în cameră cu el. Tot așa tăcut era și atunci când era copil sau era mai? Tot. Păi țin minte, era el din București și mai era Florin Cârstea. Așa. Care era de la Progresul. Bun. Eram eu de la Târgoviște și mi-au luat doi băieți din Pitești. Stăteam la internat. Așa. Și lunea când ne vedeam, că sâmbătă și duminica plecam și noi acasă. Trângeam banii toți și ne duceam la o cofetărie în Pitești și mâncam două platouri de eclere. Așa. Și atunci cheltuiam toți banii. De lunea nu mai, de marțea de fapt nu mai aveam niciun ban. Mâncam la cantină, la liceu. Da. Dar lunea asta făceam. Când ne veneam de acasă toți cu bani, unii mai mulți, unii mai puțini, îi puneam toți la comun și ne duceam la cofetărie și mâncam eclere. Deci Costel tot așa era de liniștit și atunci. Da. Bun, dar după aia, până la 23 de ani, totuși, mai sunt câțiva ani, mai sunt. Sunt, n-am reușit pentru că, știți ce se întâmplă, CSE Târgoviște, care atunci tot juca la nivel de Liga 2, Liga 3, nu am avut putere, să spun așa, ca și grup atunci, da. Să reușim să facem pasul mai repede către Liga 1. Dar și când atunci când am promovat, da, așa. Atunci când am promovat în Liga 1, am fost un grup care, de fapt, am pornit din 93. Ok. Și am reușit să facem saltul acela, promovat de la Liga 3, Liga 2, Liga 2, Liga 1. Ții minte și acum, eram la început în presă, s-a vorbit despre echipa aia, care ar fi fost o echipă, era blestemul Chindiei, la un moment dat se vorbea. Au fost foarte multe evenimente nefericite în jurul echipei în perioada respectivă. Ai avut și niște colegi care au murit într-un accident de mașină, dacă mă înșel. Da. Deci, nu, hai să spun că chiar vorbeam cu Iosif, fostul antrenor de la Rapid. Miță Iosif, așa? Miță Iosif, da, mi-a fost colegi la Târgoviște și el la un moment dat a ieșit și a spus că domnul Silaghi, care era preparator, ne dădea pastile cu pumnul și nu știu ce și că el a avut o cădere. Așa? Nu e nimic adevărat, îți spun sincer că, uite, eu m-am lăsat la fotbal de la 36 de ani. Așa. Bârdeș, care era tot la fel, Țică Bârdeș, la 34, Țărmure, la 34 de ani. Deci n-am avut probleme, deci eu am dus-o okay. Chiar foarte bine. Deci noi care am pornit deci 93 cu Silaghi, trebuia să avem primii probleme, gen de ficat, de epatite sau mai știu ce. Okay. Dar n-am avut. Dar pastile luați de la Silaghi? Vă dădea pastile, asta e incontestabil. Nu era ca acum să spun că o vitamină care conține B-urile, vitamina C, vitamina D, erau într-o singură pastilă. Atunci nu. Atunci vitamina C era separat, vitamina okay. D era separat. Sau. Dar înțeleg că mai avea niște unele, niște pastile surpriză de a povesti. Cine a povestit aici în studio? Fostul jucător de la Steaua, Șeptaru, Pitu. Pitu a povestit când Silaghi era la Rocar, le-a dat niște pastile înainte de un meci de baraj și deși erau 44 de grade afară, s-a simțit că era ca pinguinul. Nu, hai să spun. Deci, ca să o dau și eu la fel, primul nostru meci cu Silaghi, preparator fizic și antrenor principal Silviu Dumitrescu, așa? A fost la Juventus București. Așa. Și la fel, înainte de meci, a venit cu o pastilă, ce bă, bag-o sub limbă și dă-i drumul și alergă, că de la pastila asta alergi, nu se mai oprește, nici dracu nu te mai oprește. Așa.
Era o chestie psihologică. La sfârșit, după ce m-a lăsat de fotbal, am stat de vorbă cu domnul Silache și am întrebat și era zaharină. Dar era mentală treaba, știi? Dă-i drumul și aleargă că uite asta ce face aia. Aha, deci era și efectul... Și asta a făcut și noi. Când a fluierat sfârșitul meciului, ținut, a fost 1-1. Da. A fluierat arbitrul sfârșitul jocului și noi ne uitam unul la altul că nu știm de ce a fluierat sfârșitul jocului, că noi vrem să mai jucăm. Deci era efect placebo, practic, la pastila respectivă. Exact, exact. Nu era... Păi vă dați seama că am avut atâtea controle antidoping. La Pitești mi se pare că au fost 3 controle. E, lasă, controlele antidoping în perioada respectivă erau, ai văzut, a povestit, cine, Senin a povestit acum o săptămână cum se făceau controlele antidoping. Mai dă de la deci tine, nu, mai... Eu am participat. Așa? Eu am participat la unul da. Dintre ei. Dar nu, cine era din partea federației să vină să facă controlul, asta cu noi la dușuri. Deci nu aveam ce să pun. Chiar ne grăbeam o dată, țin minte, parcă a fost în jurul Paștelui sau de 1 mai și chiar ne grăbeam să ajungem acasă. Da. Și nu ne-a dat voie nimic să facem. Adică a fost totul regulamentar. Strict. Foarte strict. Da. Citeam undeva, Reghe a stat pe lângă tine când a venit la echipă, când era la Chindia. Cum era? Cum era Reghe atunci? Reghe tot timpul a știut să profite. Așa. El era un timp de scurcăreț. Da. Nu, n-a stat pe lângă mine. El e mai mic ca mine cu 4 ani. Așa. 3 sau 4 ani. Da. Nu, el a avut la fel o chestie că a plecat în Austria. Da. La St. Pölten. Și după aceea s-a întors de acolo și într-un fel sau altul l-am ajutat să intre titular. Pentru că îmi plăcea de el. Era un tip care știa să vină pe lângă tine, să facă plăcut. Da. Înțelegi? Și îi spuneam în timpul antrenamentului, îi spuneam, băi Reghe, vezi când vine, era fundat stânga mea rușică. Da. Era, și el s-a transferat la FC Arce și tot de la Chindia. Și spuneam, bă, când vine mingea de la Mirușică, tu să faci crim pe colțul 16, că mingea vine și preluată. Așa. Să centrezi. Da. Și asta le repetam după antrenament. La noi nu se făceau cum ea cu tactic în timpul antrenamentului. Noi rămâneam noi, pentru că eram, dacă nu mă înșel, dintr-un lot de 20 de jucători, 18 sau 17 eram dâmbovițeni. Așa. Și rămâneam după antrenament și mai exersam noi. Mhm. Știi? Și nu, chiar am un coleg care acum e plecat în Italia și tot îmi spunea, bă, că uite, m-ai dat pe mine la o parte în echipă și l-ai băgat pe Reghe, l-ai susținut pe Reghe. Cine era? Fundaș dreapta, nu? Sau cine? Da, da, fundaș dreapta era. Cine? Cine era? Dar era un băiat Mela, așa, îl chema. Ah, și ți-a reproșat că l-ai scos pe din echipă. Da, da. Dar mi-a zis mai mult sub formă de glumă, pentru că Reghe a confirmat ulterior și a jucat la un nivel bun. Din păcate nu la Național. La Național a avut un moment nefericit atunci la meciul cu Danemarca, dacă ți-aduce aminte. Da, da, da. Și a dat și autogol, dacă mi-aduc bine aminte. Da, se poate întâmpla. Astea sunt chestii care... Mai povestește-ne ceva cu Reghe din perioada aia cât ați jucat împreună. Păi nu, ți-am spus, eram un grup al nostru... Ca personaj, așa, Reghe personajul. Ceva care să ne arate Reghe personajul. Păi nu, el tot timpul, ți-am spus, el tot timpul a avut așa o carismă mai deosebită să... Indiferent ce făceam, el trebuia să fie, să iasă în evidență. Aha, ah, ok. Și chestia asta l-a ajutat, să știi, în viață chestia asta l-a ajutat. Ok. Se vedea că e băiat de oraș, ca să zic așa. Eu de la țară mai cu capul jos, ca și Mihai, mai cu bun simț. Aha, ok. Bun, transferul la FC Argeș, unde nimerești într-o echipă care producea jucători și producea jucători senzaționali la vremea respectivă. Avem o listă de jucători cu care ai fost coleg. E și Reghe aici, dar am vorbit mai devreme despre el. Îți propun să-i vedem și să ne povestești câte ceva despre fiecare, pentru că ai avut o poză, nu știu dacă calitatea pozei ne permite să o dăm, dar e o poză cu Mutu care stă așa sprijinit cu umărul pe tine înainte de un meci de umărul tău, stă cu cotul pe umărul tău. Asta e vintilă. Aici e vintilă. Nu. Povesteam o poză pe care nu o avem pentru că era foarte proastă, da. Calitatea e foarte proastă a pozei. Povestește-ne ceva cu vintilă. A ajuns antrenor la FCSB peste ani. Nu, eu l-am avut pe vintilă coleg la FC Argeș și după aceea am fost colegi la Viitorul. Da. Pentru că el era antrenor principal și eu antrenor secund. Da. Da, e un tip foarte meticulos. Îi place să fie implicat, scrie foarte mult. Tocmai de asta domnul Hagi l-a luat lângă el, pentru că scria tot. Era un tip care îi plăcea să fie implicat. De dimineața până seara stătea la stadion. Și ca jucător? Povestește-ne ceva cu el ca jucător. Ca jucător era diferit. Îi plăcea să cânte. Venea tot timpul cu ceva nou în vestiar.
Era un tip ok, era un tip de vestiar, ca să spun așa. Îi plăcea totuși și viața și avea și niște excese. S-a vorbit după aia peste ani, domnule, îi plăcea și la cazino, îi plăceau niște lucruri. Nu, deci eu cât timp, adică extra fotbal nu prea am avut legătură, așa să zic, anturaj cu el. Aha, ok. Nu, ce era la stadion și pentru că el fiind din București, după antrenament, el pleca la București, la Târgoviște. Ok. Nu. Bun, nu, hai să mai vedem. Doar că ca și jucător coleg, era un coleg de vestiar. Deci nu. Mergem mai departe. Okay. După Vintilă, hai să vedem. Schumacher? Da. Boem. Și eu era boem. Și acum mă întâlnesc cu el, are trabucul, are cafeaua. El. Că și postul lui. Da. Și el a fost decan. Da. Adică știi cum e, de care au ceva mai deosebit așa. Tu ce ai fost? Șesar sau optar? Ce ai fost? Acolo, între. Șesar, optar, pentru că am prins și vremuri alea cu șesarul. De exemplu, la Târgoviște eram șesar mai mult, pentru că în momentul când ne apăram, treceam al doilea fundaș central la marcaj și unul dintre fundașii de marcaj trecea libero. Da. După aceea, la Pitești, un fel de optar. Și Schumi, de car bun? Schumi au, să spun așa, n-a vrut mai mult de la el. Aha, ok. Pentru că ce calități avea, avea o viziune foarte bună a jocului și păcat că n-a vrut mai mult de la el. Adică putea ajunge mai sus decât Rapidul ăla bun. Exact. Uh-huh. Hai să vedem, mai departe. Mergem de la Schumacher, trecem mai departe și hai să mai vedem. Vali Năstase. Zis Pepene. Îi se spunea Pepene atunci Pepene, sau da. Nu îi se spunea? Ba da, Pepene. De unde venea asta cu Pepene? Probabil de la culoarea părului. El avea și așa, era mai galben puțin la față și culoarea părului. Aha, ok. Dar că el la fel, foarte puțin am stat cu el la Pitești, cred că un an de zile. Da, era un tip ok, cu toate că el, odată cu venirea mea de la Pitești, s-a schimbat și postul. El juca mai mult fundaș central după ce am venit eu la Pitești. Da. Înainte să vin eu, el era mijlocaș central. Undeva, în momentul, cred că 2-3 luni de zile greu m-am împrietenit cu el. Ah, erați cumva concurenți pe post, adică și pe el l-ai scos din echipă, nu doar pe Mela. Da, și pe el, da, o perioadă nici nu... Mă rog, din echipă, l-ai scos de la mijlocul terenului, l-ai scos, l-ai trecut fundaș central. Nu, și din echipă, o perioadă, 2-3 meciuri după ce am intrat în jucat. Și l-ai făcut fundaș central, i-ai făcut un bine totuși, fundaș central a ajuns și în străinătate. Da. Bun. Acum țin legătura, chiar am fost la un meci acum când a jucat Chindia cu un meci acasă, cu Rapidul. Când a jucat Chindia cu Rapidul, am fost la meci la Ploiești și după meci am stat câteva minute cu el de vorbă. E și el pătimaș, e schimbat total față de cum era la jucător, pune suflet. Hai să vedem. Mergem mai departe de la Vali Năstase, să trecem și vedem cine e următorul în poză. Iată, Adrian Mutu. Da, cu Mutu am stat în cameră. Așa. La Pitești, o perioadă. Da. Și erau doi jucători care la Pitești atunci făceau diferență. Era vorba de Jean Barbu și de el. Da. Chiar înainte de meciuri ne strângeam și vorbeam între noi că, bă, 8 inși, Cărâmpianu, dă mingea la ăștia doi și ne bagă banii în buzunar. Așa. Deci... Dar el a reușit, în afară talentul lui, era avut o chestie aparte, un tupeu fotbalistic. Adică tupeul ăla ce poate mie mi-a lipsit ca jucător. Povestește-mi ceva cu el, care demonstrează tupeul ăsta pe care l-avea el. Sigur ai mai multe povești. Da, unul că în momentul când stăteam cu el în cameră îmi spunea, el era într-un fel, fiind piteștean și fiind la o concurență cu Jean Barbu, îmi spunea, ai bă, te rog eu, dă și mie mai multe pase, nu-i mai dat lui Jean. Dă să dau și o gol, că o să vezi că ajung la Real Madrid și te iau cu mine și nu știu ce. Povești. Da. Așa. Deci atunci, nu, eu asta am apreciat la el. El a presimțit, ca să zic așa, viitorul lui. Că tot spunea, una, două, spunea, băi, o să vezi, ajung la Real Madrid. La... Uh-huh. Atunci mă uitam la el așa, știi, că îmi plăcea, deci fotbalistic era. Da. Doar că îmi plăcea tupeul lui, zic, băi, eu nu mă gândesc cu toate că aveam mai multe meciuri ca el. Eram, ca să spun așa, la momentul ăla, un jucător de bază în echipă.
Zic, băi, uite ăsta ce visează și eu nu, chiar nu-mi propusese. Și asta ți-am spus, din cauza că mi-ar fi tupeul, nu-mi propuneam obiective. Că dacă îmi propuneam și eu să zic, să ajung la Real Madrid și ajungeam la Fiorentina, tot era bine. Da. El a ajuns, a avut în CV-uri echipe mari. Și asta și-a dorit. Înțeleg că era foarte, foarte tupeist chiar. Și cu Dobrin înțeleg că era tupeist în perioada. Nu, atunci cu Dobrin, cu schimbarea, era la un meci cu Steaua și... la un moment dat, Jean Barbu i-a zis, bă, dacă ai tupeu, nu ieși afară. De-aia aruncat-o sub formă de glumă mai mult. Ca să-l întărâte, să-l provoce. Să-l întărâte. Și el a luat-o de bună și chiar n-a ieșit afară. Dar Neagicu Dobrin a știut repede să o mascheze și l-a scos pe Cribac, dacă nu mă știu. Și după? Și la două minute am luat gol. A făcut Steaua, era 3-1 și a dat Steaua gol 3-2. Așa. Și atunci am stat vreo 3 minute, 4 minute, ce gâturi am dat, era și un teren greu. Așa. Dar după meci, sunt curios cum a reacționat Dobrin după meci în vestiar, după povestea asta. Când un jucător, un tânăr refuză să iasă de pe teren, ce făcea antrenorul Dobrin? Cum a reacționat? Cum a gestionat? Deci, Neagicu, Dumnezeu să-l ierte, atunci nu ne-a zis nimic. L-a luat de gât, ținea foarte mult la el. Da. Câștigasem, era în vestiar entuziasm, dar a doua zi, dacă nu mă înșel, l-a luat și a avut o discuție serioasă cu el și a explicat că totuși n-a făcut bine și... Adi a înțeles-o. Pentru că și, vă dați seama, și Neagicu era un nume. Da. Deci nu era oricine. Da. Bun, hai să vedem. De la Mutu mergem mai departe și trecem la un alt jucător pe care l-ai avut, coleg. Am văzut și o poză la un moment dat cu tine și cu Nicolae Dică. Nicolae Dică, da. Cu Nicu vorbesc și acum vorbesc destul de des, ține legătura. Era un copil atunci. Țin minte că pe el, pe Dani Coman, Rică Neaga, erau de-ai mei, să zic așa, pentru că în momentul ăla, dacă nu mă înșel, era antrenor al agent la echipă și jucam miercurea, jucam bucureștenii contra piteștenii. Ce meci era, era mai greu decât la sâmbătă din campionat. Cine câștiga mai mult? Păi, cum să spun, erau împărțite victoriile, pentru că la București era Jean Vlădoiu care își făcea echipa cu Necula, cu Blid, cu Tinel Petre. Așa. Erau mai mulți. Iar la noi eram eu cu Dică, cu Neaga, cu Dani Coman în poartă. Uh-huh. Hai că ușor, ușor ne-am dus către următorii oameni. Dar cum era Dică în afara terenului? Cum era așa ca personaj? Era cu minte. Nu, chiar cu minte era. Uh-huh. Aveam un grup al nostru în care sâmbătă după meciul mergeam împreună cu familiile. De exemplu, aveam eu un local la Târgoviște unde aveam un separeu și mergeam în camp cu familiile. Chiar mai stăteam și la povești și astea, nu treceam măsura, dar eram un grup unit. Hai să vedem, trecem de la Dică mai departe, dacă putem și avem imaginile, să vedem următorul jucător pe care l-ai avut, coleg. L-am văzut, Pereghe l-am văzut, am vorbit despre el mai devreme. Mă rog, înțeleg că avea prieteni prin Târgoviște din toate categoriile, adică inclusiv cu acel domn Ghenosu, care era temut în Târgoviște, era prieten, Reghecam. Adică era, cu toată lumea era. Nu era prieten cu... Nu era? Nu. Eu așa știu că era prieten, dar mă rog, în fine. Nu. A avut, deci el, ți-am spus, atunci lui spunea Neamțu, oricum. Aha. De la nume, de la tot, că a fost și prin Austria. Da. Nu, ți-am spus, era cunoscut. Adică se făcea plăcut. Era un timp care știa să facă plăcut, să profite de bunătatea oamenilor și a reușit prin asta. Acum adică să profite de bunătatea oamenilor? Ce vrei să zici aici? Da, păi el, și cum ai zis tu, că era cu unii din interlop și aia, la fel. El era atunci, avea 18-19 ani, dar știa să facă plăcut. De exemplu, a venit din Austria... cu o mașină tunată, un Golf, da? Un Golf 3, dacă nu mă înșel. Așa. Care la un an și ceva i-am cumpărat-o eu. Așa. Știi, și prin aia atunci, o mașină din aia așa frumoasă, tunată, da? Ieșea în evidență, mai ales în Târgoviște. Aha. Ah, ok. Înțelegi? Da. Bun, hai să vedem. Mergem mai departe, după Reghe Camp, trecem la următorul jucător. Cine mai e? Dani Coman. Cum era Dani Coman? Dani Coman era sufletist. Sufletist. Dani Coman, la fel, am avut discuții cu el, țin minte, într-un cantonament, da, cu Florin Alagean la Poiana Brașov. Ne-a Florin m-a chemat seara la o discuție, da, și mi-a zis, bă, fii atent, uite, că mâine vreau să vorbesc cu jucătorii, că erau niște datorii, da, către jucători. Da. Venise ne-a Florin, eram la minus 9, dacă nu mă înșel, eram la retrogradare. Uh-huh. Prin 2000-2001, cred.
dacă nu greșesc. Și zice, uite, să nu te bași, că uite, sunt niște jucători care stau pe banca de rezervă, le merge salariul, se uită ca la teatru la voi. Voi care vă rupeți picioarele, o să am eu discuție cu voi. Dar ce te rog eu mâine la ședință să nu începi tu să vorbești. Bine, nea Florine. Și m-a întrebat, tu câți bani ai de luat? Păi aveam destui, să zic, vreo 10-12 mii de dolari atunci, din prime și din contract. Da. Și a scos nea Florine o geantă, a scos niște bani, zice, uite, o parte aici, restul ți dai, eu stai liniștit. Bine, nea Florine. A doua zi, când a fost la ședință, ia zi, tu, Blid, ce problemă ai? Că era blidat. Păi, că uite, s-a întârziat cu aia, cu aia. Dani Coman, tu ce probleme ai? Păi nu, că problemele sunt, le știți, dar cel mai bine să le spună Cristi Bălașa, că el e capitan de echipă. Mamă, așa. Și atunci? Tu care și luasești atunci bani de la Halagian cu o seară înainte ca să-ți închidă gura. Nu, păi nu, deci el mi-a spus mie, bă, uite, nu, că era dreptul meu. Da, știu, dar era o hoțomănie, adică o strategie a lui ca să te țină cu minte la ședință. Și tu ce ai făcut? Da, pentru că și Dani Coman a spus să vorbească cu Bălașa, e capitan de echipă, știm cel mai bine probleme. Și atunci m-am ridicat în picioare și am început să le spun pe toate. Și Halagian? Și nu, după aceea nu mi-a zis nimic. Da, la masă de prânz, m-a chemat la el în cameră, l-a trimis pe Costel Panu. Da. Și mi-a zis, zice, bă, vino să strâng mâna, că ești un capitan adevărat. Dar du-te, transmite-le că mâine plecăm acasă ca să-și ia toți banii. Așa. Și nu m-am dus să le-am spus jucătorilor, pentru că aveam antrenament și mi-am dat seama că dacă le spun că plecăm acasă, s-a răgea praful de antrenament. Uh-huh. Și a doua zi dimineața, țin minte, am făcut o alergare dimineața, primul antrenament, am mâncat, era într-o duminică. Ne-a chemat la masă, ne-a spus, bă, v-a zis bă, la așa ceva? Nu. Uite, vă spun eu, mergem acasă și până în două zile vreau să rezolvă toate problemele astea. Ne-am dus la Pitești, duminica, luni dimineața ne-a chemat la club și fiecare și-a luat drepturile financiare. După aceea am plecat din nou în cantonament. Și mi-a spus, tată, da, cum avea nea Florin o vorbă, tată, dacă nu făceam asta, nu puteam să lucrez în liniște cu voi. Tot timpul era cineva nemulțumit. Și așa am plecat toți și a atins scopul, am scăpat și de retrogradare.